Eu sunt proprietar la un magazin cu soția. Fiți sănătoși! Într-o bună seară aici în sat, mă rog, sunt, este un gospodar, are 2 fișori. Așa, s-a ținut că tot satul are frică de dânsul. Într-o bună seară s-a îmbătat, a venit la noi aici la magazin și a început contract cu mașina, mai intrat cu un venit la Chișinău, mai intrat în magazin cu mașina. Asta la noi este parcă cum, este parcare pentru biciclete, este parcare unde stai mașina, dar eu intrat pe trotuara unde parchea de oameni până în busa magazinului. Și cu așa o pipitoare că parcă vine sirena de război, dacă înțelegi. Acum soția era la lucru, a ieșit afară, lumea se dea în magazin, a ieșit afară, a spus, măi băieți, nu se poate ia casa de parcat, într-adevăr, aici vin cu biciclete, dar ei de buzeala pe cât mă pădec un copilat cu mamă, cu mamă, cu un copilat mic. Oho. Ei au început cu așa prostii de limbar, că mai spun prostii de cuvinte. În timpul ceala, eu vin. Am văzut mașina, eu am tras mașina mea, unii cu parchet în drum, cum, în drum public acolo, în pământ public. Am parcat-o și mă apropie să le spun la băiat, băiat, țineți stăpânul la mașină, scoteți, vă rog, mașină după poartă, că aici e pentru trecerea de copii și maniora părinților. Ei au început cu așa prostii de marcă, Doamne Ferește, și m-au lovit, au început, am luat bătaie. Din care, el tot satul spune că trăiește cu un nepoțică lui Dodon. El nu se teme, el îi apucă pe toți de urechi, le face și vrei, el mai curte. Și după asta a venit poliția. Am chemat poliția, primul echipat, am chemat, dar primul echipat a început. Și a văzut că nu dovedește primul echipat, a chemat a doilea echipat. În care au format cântare, mai scurt a făcut barda cu barda. Și eu v-aș dori, dacă se poate, de făcut așa un video, ca să vedem. Eu am fost, am dat la Sângerei, am dat din lovitură, mi-a sărit aici la mine pus, am un dipor, mă mai îmbrăcat așa cum atoare, să rup dinții și am fost, am scos, am trecut la, cum se cheamă, expertiză medico-legală. Da, 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 da. Dar de ce sat sunteți? De ce sat sunteți? De ce sat? Noi suntem în Sărătenii vechi. În Sărătenii. Dar de ce de la Sângerie și la Telenești n-aveți expertiză? Nu, nu, ne-a dat în țara aceea, ne-a dat poliția, ne-a dat îndreptare acolo. Când ne-a dus la îndreptare, pe urmă, domnul Valeriu Cozocari ne-a trimis la doctor de dinți. Să vadă care e cauza acolo, m-a dus acolo, la doctor din dinți, pe urmă am dus rezultatele înapoi acolo la domnul Cozocari. Dar eu aici am o lume, au stii, mă rog, să eu aș dori cumva că el a mai făcut așa ceva, să poliția de la noi de Telenet, total la stup, înțelegi cum? Și dacă aș dori eu, nu știu cum să vă spun, ca să, cum, asta, să-mi dați o idee mai bună, dacă vă lasă inima. Dar când s-a întâmplat fapta? Nu, lasă mă calc în picioare. Când s-a întâmplat fapta asta? E data de 10, seara. Acum martie? Da, 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 da. A, dar pot trecut numai 4 zile. Da, de atâta eu zic din timp ca să știu, că chiar suntem, că tot satul vorbește că lasă-i facă mică, dacă e cu nepoțâca. Dar eu nu cred asta, asta numai e vorba. Păi mai degrabă e vorbă, eu parcă am încredere că statul funcționează, că poliția e de treabă și justiția o să îl pedepsească. Eu o știți, ascultat, eu știți asta, nici ar fi interesant, pentru că ei la urmă s-au bătut cu poliția de la Orhei, ca când a venit echiparul de mai aproape, s-au bătut cu poliția de la Orhei. Nici ar fi interesant, dacă acolo am înțeles că s-au rupt forma, înțeles? Dar eu când am întrebat de polițiștii care au venit la noi, apoi îi spun că nu, dar eu am văzut lista oficial că s-a rupt formă, înțeles? Mi-ar fi interesant, ei am împins, o dobit să împingă sau nu, înțeles cum e zis? Vă referiți să împingă niște bani ca să clasez dosarul?
Da. Înțeles cum? Ca să vâri, să-i cumpere cât tip aceea nu a fost, pleacă cum eu. Da, ma, dar n-ai cameră de supraveghere, nu s-a filmat chestia asta? Sau sunt mari? Eu am cameră, nu am magazin. Și dacă se vadă, eu pot bătrâma două video. Cu o parte din bătaie și se întâmpla în magazin? Da, un format cântare, cum mai scurt. Pe urmă a venit un frate de-al individului, da? Să iese la cameră, cum el bate mătenți, o dus că împrumută 10.000 de euro, dar pe noi, ca când ministrozeze. Dar eu, într-adevăr, eu nici idee n-am, de la ce, cum a început, pur și simplu noi suntem ghiliți în sat, uitați, eu nu e frică de noi, înțelegi cum? Dar și importanța are că venit, nevenit, toți au aceleași drepturi. Da, eu corect. Eu corect, e... Dar e ca, nu știu cum, de colea, eu îți vă urmă. E ca, care treaba, să iei vreo să arăte, dar vezi că tot satul are fripe. De când să se iei, mai scurt, ca să-mi spun el, întreabă cine-i familia Corlanu, că atunci ai să vezi unde-i vârât. Înțelegi? Mare brânză. Bun, dați-ne și video, eventual dacă vreți mărturia asta acum la cameră, putem să o facem publică și hai să... Ascultă, domnule, dacă mă duc la soții de pe telefon, ne le trimite mie, eu vă le trimit dumneavoastră, bine? Exact, și le montăm împreună și le publicăm, dacă sunteți de acord, ca să arătăm că avem probe despre fapta lor și nu poate să rămână nepedepsit. Da, pentru că eu am spus vorbile astea chiar la politici. Eu, că eu cineva ne-a dat așa o idee, că tipa să... Că am înțeles că tipa, dar eu am zis, eu ajung la Procuratura Generală, la Chișinău, eu mă leg cu cineva care... Zic, ajung la Procuratura Generală, dar eu vreau să văd dosarul până la urmă. Corect, bravo. Ia ca dacă puteți să-mi dați așa un ajutor, eu cred că suntem o mână de oameni care a rămas în țară. Eu pot să vă ajut cu mediatizare gratuită, imediat, dați-mi video, interviul ăsta îl publicăm și facem scandal. Și dacă faceți protest, venim și noi și filmăm și transmitem în direct. Apoi că eu de atâta s-am vrut să vin ieri, eu chem că acătării drept cum s-o primit. Când s-a început cazul, uite, eu intrat cu mașina, aveți păleat copilul cel mic, cu mama. Am un copilul din spaimă, dacă trăiește peste drum de magazin. Când s-a dus acasă, l-a nădusat silindrului de spaimă, s-a venit salvarea în țara aceea. Oho! Deci poate chiar l-a lovit? Cum avea să-i curgă sânge fără la tine? Deci nu pot, eu n-am fost la fața lor, dar este mama, este copilul, mama, dar copilul e mic, n-am să spui nimic, dar mama este părinte. Deci atâta iutare am vrut, poate la fața lor, eu chemăm, ca vecinii, cum adăuga fratele lui, da. A povenit și, Doamne ferește prostii, să se vede neața la deschis magazin, să dă o amar de-a lumii, Doamne ferește prostii. Eu aș vrea să, chiar să nu mi-a lasă spui ceva. Cu lumea tot așa, cu telefonul, te duci, vorbești, transmitem în direct sau înregistrăm. Acum, din cauza epidemiei este, nu ne băgăm, nu ne ducem nicăieri. Eu sunt prins aici în autoizolare la domiciliu la București și dumneavoastră e bine să nu prea ieșiți din casă. De ce? Haideți să păstrăm legătura cu video, cu... Viber, Skype, Facebook, Messenger și haideți să facem presiune așa. Acum ce eu plec, dar în parte și la sosie și eu vă trimit medicul, bine? Ne-am înțeles. Dacă se va, nu scrieți, să știți poate de făcut. Ne-am înțeles.